Regele Abdullah al II-lea al Iordaniei a primit-o la Palatul Regal din Aman pe majestatea sa Margareta, aflată în statul arab, în fruntea unei ample delegații economice românești. Monarhul Hașemit și custodele coroanei române au discutat despre cooperarea în domeniul comunicațiilor, turismului și educației. Un alt subiect a fost creșterea numărului de burse oferite de universitățile românești studenților iordanieni. Din delegația română fac parte reprezentanții a 60 de companii și parlamentari. Presa iordaniană scrie că este cea mai importantă prezență oficială românească în această țară în ultimii ani. Securitatea